Am un cadou special pentru telespectatorii noștri. După cum știți, de duminică a început Răzvan M. Sharing în cap. Poate te fac testoasă cu gâtul lung. Păi da, există o singură metodă. La mână s-a uitat mai mult la testoasă aia cu carapacea. De trompa aia mică. Aveam sechene, da. Trompa aia mică. Mulțumesc. Am acest rucsac grozav, replică după rucsac ce purtați în Asia Express. Asia Express a început prin ediții maraton. Avem premieră maraton de duminică și până joi. De spunea viitoare se intră în program normal de prime time de Antena 1. Dar trebuie să știți că mai avem astăzi și mâine de văzut echipele la bătaie. Avem și un an de zile la Antena Play, premiul ajutător, ca să ne vedeți când vreți, cum vreți, din orice poziție. Și atenție mare, am fost anunțat că producția de la Asia Express a pregătit din nou un loc în avion, la hotel și la Bojdeucă pentru un telespectator care poate merge la următoarele filmări pentru Asia. Cine vrea să facă foamea și căldura treaba lui, dragii mei, asta înseamnă să fii fan adevărat. Că nu e răcoare, după cum ați văzut. Bun! Am ales-o pentru astăzi pe Simona, am ales două echipe, se înfruntă, să vedem dacă putem face rost de marele premiu pentru Simona. Să rămână, Simona! Bună dimineața! Unde ai nimerit? În ce localitate? În Brașov. A, ce oraș frumos! Foarte bine, Simona! Vom juca un joc mai rar jucat la Neața, ține de suflu. Atenție mare! Pentru că nu avem astăzi cântărețul Florin, care știe toată lumea, care lămâne de oțel. E la masă la X-Factor? Trebuie să ne imaginăm cine s-a lăsat mai târziu de fumat. Servește masa. Cine crezi că are suflu mai bun? Jucăm un joc de suflu. Răzvan va juca alături de Ramona, care suflă bine. El. Sau Murații, Bucălaie și Cuza. E un focus de spirometrie, dar ce să mai da. Spirochetă. Dușmanii editingului. Cuza sau Bucălaie? Cuza și Bucălaie sau Răzvan și Ramona? Cu cine ții, Simona? Astăzi cu Răzvan și Ramona. Iată. Pe ce consideri? Are încredere în plămânii noștri. Atenție mare, vă dau 90 de secunde înainte. Are plămâni, da, plămâni. Al Bucălaie alb. Am în mașină ecografia. La plămâni? 90 de secunde la dispoziție. Vă rog să auziți foarte clar regulile. Da, și aici am atenție. Voi să atingeți cu mâinile paharul după ce a trecut de linie, sub nicio formă. A căzut, asta e, luați altul. Nu îl redresați cu mâna. No. Atenție mare, paharul poate fi împins doar prin suflu, folosind paiul din dotare. Dar ce interesant este că trebuie să vă dozați efortul. Da. Puteți juca concomitent sau alternativ ca celălalt să se odihnească, să nu cădeți pe aici, vă rog. Vă puteți ajuta, încurca, vă puteți împinge fizic. Puteți trece de partea cealaltă a mesei, nu mă interesează. Punctează doar paharele de culoare galbenă pusă în patrulaterul galben, de culoare albastră în patrulaterul albastru. Sunteți pregătiți? Da, putem să și furăm pahare de la ceilalți. Nu putem fura pahare, putem sufla doar în paharul nostru. Faceți o strategie repede, pentru că dau startul. 5, 4, 3, am doi odată sau tu? 2, hai, du-te. 1, start. Hai să vedem. Tu ce faci, Bubu? Bravo, Bubu. Hai. Până aici, Ramona. Mai puțin grija lor. Ușor să nu scoți pe celălalt. Ramona e foarte bună la jocul ăsta, n-am știut. Ce? Deschisă? Ia-le, frate, pe toate. N-ai voie să pautezi cu suflu, doar cu mâna. Trage-l pe la bani. Nu, n-aveți voie, Păi, dar ce ați făcut? Păi, dar eram extraordinar. Deci m-am mâncat primul. Stop kilometru de la capă, de la capă. Eu zic că am câștigat, noi am jucat foarte corect. Nu, e fair play. Când are, când face efort susținut. De ce nu poartă țohaltere? Ce ai făcut? Nu, în sus, nu în jos. Hai, luați parele la loc, nu pot să validez. Da, ce nu pot să validez? Dar nu mai dați jos parele adversarilor. Așa este. Primul nenorocit a fost Bubu. Ce-a făcut? Nu te-a mâncat nimic. Când te mănâncă, o să... Hai, de la capăt, vă rog. Nu mai pot, dă două. Vă dau un minut la dispoziție, în loc de 90 de secunde. Ai încredere mine. Hai să punem un minut pe ecran, vă rog. Stai. Deci, nu mai aveți voi, vă scad din puncte dacă suflați paharele vecinului. Corect, și nu putem pleca cu mai multe deodată.
Da, corect și asta. 1 câte 1. Corect, că Ramona corect. Asta a făcut. Corect. Ramona a inventat. Uite ce corect e, vezi? Dar nu a, nu a, să câte 1, da? Cine sufletul? Nu, și n-ai voie să depășești linia, te stai. Nu, 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 poți să depășești ce vrei. Păi de ce mai strategia cu comitet? Nu, 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 nu. Îți faceți ce vreți, dar nu mai sufleți paharele adversarului și pahar cu pahar. Faceți ce vreți. Începem în 5 4 3 2 1 și start joc. Dacă eu am stat în trenul sau dând două, ce să fac? Iei unul înapoi. Hai. Așa. Nebun, zici că sunt la grădiniță. Jocul se termină după un minut sau atunci când două echipe au de bubule. Dei. Bravo. Unde le duci? Unde le duc, mă? Hai de tu. Stop! Am terminat. Stop, joc. Am unul, avem unul, dar voi aveați pe lângă. Ați suflat. Ați suflat, ei au două în afară și unul era pe lângă, nu era intrat. Păi suflu, ce fac? Stop, joc, stop, cronometru, m-au mult. Hai, da, serios, extraordinar de bun. Trebuie să n-am cum să fac, ăștia se bat ca la grădiniță, dacă îi mai las puțin, așa că o să aleg așa. I-a venit sângele în cap acum. Va fi egalitate. A mențit toată. Așa că echipa aleasă de tine pune rucsacul și echipa nealasă de tine pune un an de zile la play. Că suntem băieți ca lumea. Gratuit. Mulțumim tare mult. Luați-vă pastile. Aș vrea să mai joc chestia asta. Eu foarte acum frumos. Mi-a venit. Tu știi ce capacitate pulmonară am acum? Acum ți-a venit. Vrei să mă pun, știi de ce? Că am făcut 44 de ani și lumânările se mai scumpe ca tortul în perioada asta. Okay. Și trebuie să am suflu. Când suflu, mulți ani trăiască. A, tu pui chiar 44 de lumânări? Mulțumesc. Și la semnul meu nu mai vorbește nimeni. Mulțumesc, Raluca!